Forma de organizare a formației de dansuri populare s-a modificat în funcție de modificările survenite în organizarea întreprinderii de transport. Din informațiile foarte sumare pe care le avem despre acea perioadă, putem spune cu certitudine că între anii 1968-1972, activitatea artistică s-a desfășurat în principal în cadrul orchestrei de muzică populară care se numea Someșana. Între anii 1972-1975, Orchestra Someșana a Ituc, denumirea de atunci Aratuc, a fuzionat cu echipa de dansuri constituită de amatorii de la IMMR 16 februarie, activând sub denumirea de Ansamblu Ciobănașu și ulterior Ansamblu Transilvania. Sub acest nume susține numeroase spectacole în țară. În repertoriul ansamblului erau 6 suite de dansuri, de pe Someș, din Oaș, de Oltenia, Călușul, dansul fecioresc, numit Haideul și un obicei de nuntă de pe Someș. Soliștii vocali erau la acea vreme Ana Groza și Liviu Becchi, iar soliștii instrumentiști Maier Gavril, Țurca Alexiu, Ioan Moloca, Toader Nicolae și Ciuli Ludovic. Coreografia era semnată pe vremea aceea de Negru Gavrilă și Aurel Olteanu, iar conducerea muzicală de Alexandru Tămaș. În anul 1974, Ansamblu Transilvania efectuează un turneu în Elveția, iar în anul 1975 unul în Italia. După acest turneu, Alexandru Tămaș împreună cu instrumentiștii Maier Gavril, Costea Iosif, Țurca Alexiu și dansatoarea Elena Ghircă s-au desprins de la Ansamblu Transilvania și împreună cu regretatul Dumitru Vârtic și câțiva dansatori de la Electrometal, conduși de Bonțidean Ezechiel, au constituit încet Ansamblul Rapsodia Someșană. Repetițiile se desfășurau la clubul Ituc, acolo unde se desfășoară și în prezent. În octombrie 1975, ansamblul proaspăt creat era distins cu marele premiu la festivalul de toamnă organizat în municipiul Cluj-Napoca, iar în anul 1976 participa la festivalul de la Dej, unde ocupa primul loc și la sărbătoarea de pe Muntele Găina. Sub un nume predestinat succesului, Rapsodia Someșană, și sub îndrumarea instructorului și dirijorului Alexandru Tămaș, ansamblul câștigă premiul 3 pe țară cu dansul tematic Eroul de dincolo de munți la prima ediție a Festivalului Cântarea României din anul 1977. Anul 1978 este marcat de turneul în Franța. În anul 1979, ansamblul obține locul întâi pe țară și marele premiu al juriului la Cântarea României, apoi locul întâi la toate edițiile festivalului. Anul 1981 consemnează turneul în Finlanda și locul întâi la festivalul Călușerul Transilvan, performanță repetată și în anul 1982. Această perioadă, ansamblul susține aproximativ 30 de spectacole anual, colaborând cu cei mai mari soliști din țară, Irina Login, Benone Sinulescu, Maria Ana Drăghicescu, Achim Nica, Nicoleta Voica, Drăgan Munteanu, Ioan Bocșa, Nicolae Furduiancu și mulți alții. Repertoriul ansamblului se îmbogățește conținând creații folclorice din cele mai reprezentative zone ale țării. Suite de dansuri din Palatka, suite de pe Valea Someșului, dansul fetelor din Crihalma și Șeredei, târnăveana băieților, suite de dansuri din Moldova și altele. Colaboratori ai ansamblului Nicolae Bondoi, Mia Dan și Rozalea Iuga. Ca o recunoaștere a valorii ansamblului stau mărturie numeroasele turnee și festivaluri internaționale la care a participat: Franța-Italia 1974, Franța-Italia 1975, Franța 1978, Finlanda 1981, Franța-Italia 1982, Bulgaria 1983, Italia 1984, Franța și Italia 1985 și 1986 și așa mai departe. Turneul din SUA 1994 încheie o activitate glorioasă a unei generații de dansatori, instrumentiști, instructori și soliști care s-au dăruit cu devotament punerii în valoare a inestimabilului folclor românesc, cu toate greutățile și limitările politice ale acelei perioade. Vă invităm să vizionați ansamblul Rapsodia Someșana!
Let's go.